Salutare mafioților și bine am găsit la un nou vlog. Suntem la Broker Auto și în marea asta de mașini super faine. Eu am ales să vă filmez, să vă arăt noua Dacia Jogger. Domne, în 2023 Dacia încă pune tambur pe spate. Mi-a luce aminte foarte mult de Dacia Logan Break. Tabla se aude cam așa. Seamănă puțin așa la spate cu un mic Volvo. Și asta e partea nașpa, că în momentul în care vrei să te urci în spate, trebuie cumva să treci peste toate locurile astea. Am dat parasolarul de la probaga jos și acum încercăm să intrăm aici. V-am spus că e destul de complicată toată treaba asta aici în spate. De ce am făcut treaba asta? Păi e foarte simplu, deoarece mașina asta, eu cred că este mașina perfectă pentru un român, mașina care ne regăsim cu toții și, sincer să fiu, după ce am văzut câteva chestii pe care mașina asta le are, parcă mi-aș lua și eu una. Dă-mi răspuns la final să vedeți de ce mi-aș lua mașina asta. Oricum, dacă vreți să vă cumpărați mașina, puteți să o găsiți la băieții la Broker Auto la prețul de 17.500 de euro plus TVA. Poate mulți dintre voi spune acum, mamă, frate, 17.500 de euro plus TVA pe o Dacia, dar rămâi până la final pentru că de banii ăștia chiar primești multă mașină. Azi să vedem prezentat noua Dacia Jogger cu noile faruri, cu noua emblemă, o echipare în 7 locuri. Cred că este echiparea Essential, din câte știu în trecut se numea Comfort. Avem câteva dotări destul de faine. Motorizarea este de 0.9, benzină plus GPL, EcoG se numește. Și hai să începem cu partea din față și vom continua cu spatele, deoarece acolo în spate avem o chestie destul de interesantă. Mașina asta este echipată cu 7 locuri și chiar sunt curios dacă am loc acolo în portbagaj. Exact cum am văzut și la noul Logan pe care l-am filmat pe canal, dacă n-ați văzut vlogul, aveți un link în descriere cu acel vlog. Avem noua emblemă care este așa de culoare albă. Cei de la Dacia, dacă se uită la treaba asta, faceți-o pe următoarea generație să fie fosforescentă neapărat, pentru că sincer aș vrea să am o Dacia care merg cu ea noaptea și se vede emblema iluminată. Avem farurile cu LED, cu noua semnătură în Y, care de data aceasta este albă. La generația trecută, la non-phasing, să zic așa, acest Y era normal. Proiectoarele, cred că și treaba asta cu barele, cu protecțiile acestea, cu mini bulbarurile acestea, sunt tot la fel o dotare în plus. Elemente de piano black și îmi place foarte mult treaba asta aici, nu știu dacă pot să filmez mai adic. Avem un mic element striat, care în momentul în care a prins farul LED, se vede foarte fain. Sisteme de frânare automate pentru pietoni, din câte am înțeles, merg foarte bine în oraș și te ajută foarte mult. Deci avem o Dacia care frânează și singură. Nu m-aș baza foarte mult pe treaba asta, pentru că totuși o mașină low cost și toate sistemele astea se perfecționează odată ce aveți mai mulți bani să dați pe o mașină. Dacă mergem pe lateral, din nou, silueta asta a mașinii mi-a luat aminte foarte mult de Dacia Logan Break. Bine, cele Dacia au făcut treaba asta în așa fel încât să nu mai existe Dacia Logan Break și au făcut acest Jogger. O mișcare inteligentă, după părerea mea, pentru că avem o mașină mai mare, cu o gardă puțin mai înălțată față de Logan. Avem niște plastice, niște bandouri care ar trebui să ne ajute în caz că accidentăm mașina aceasta. Niște jante pe 16 cu un balon de 60, un balon destul de mare, după părerea mea. Din nou, jantele au emblema nouă pe capace, 4 prezoane, niște antifonaș pe acolo, pe la carenaje. Nu știu dacă poate să surprindă Marii acolo toată treaba asta. Iar dacă mergem pe lateral, putem să vedem că avem și protecții pentru praguri. Dacă vă aduceți aminte, prima generație de Logan nu avea protecțiile astea, se vedea tabla expusă aici, au îmbunătățit lucrurile. Cred că din nou este și aceasta o dotare. Niște autocolant aici. Tabla se aude cam așa, destul de goală, destul de ieftină, cum ar spune mulți, dar cu toate astea mașina este una destul de ușoară și are un consum destul de bun. Din câte mi-aduc eu aminte, Loganul pe care l-am filmat până la Brașov și înapoi mi-a consumat 4.7 pe benzină, nu pe GPL. Dacă puteți să observați puțin silueta mașinii, uitați-vă cum arată geamul șoferului, apoi toată treaba asta cu geamurile se mărește și aici avem locurile din spate, o să ajungem și aici, iar pasagerii din spate, adică pasagerii din portbagaj, au și un geam destul de mare. Sincer să fiu, l-aș fi deschis cumva, adică l-aș fi dat și lor posibilitatea să deschidă geamul, dar îți iei Jogger cu 7 locuri, cei din spate n-au pretenție de geamuri electrice sau alte chestii. Hai să ne uităm puțin la carenajul mașinii. Din nou, exact ca Logan lipsește, dar văd o chestie îmbunătățită. Avem dat cu teroson negru și cel puțin vizual nu se mai vede la fel de mult. Și văd aici totuși că s-a pus un mic plastic aici. Probabil următoarele generații de Logan va fi toată treaba asta
foarte erosionată și capitonată cu un plastic. Avem tambur pe spate. Multă lumea spune, domne, în 2023 Dacia încă pune tambur pe spate. Nici nu știu sincer dacă ai nevoie. Din câte știu eu, frânarea pe tambur e una destul de eficientă. Doar dacă ai foarte mulți cai și, nu știu, mergi cu ea pe serpentine, posibil să se încindă tamburii și să ai probleme. Dar eu zic că pentru mașina asta nu o să ai nevoie de mai mult. O chestie foarte interesantă pe care mi-au arătat-o băieții de la Broker Auto. Avem aici un mecanism, niște bare longitudinale, care, printr-o simplă chestie, adică avem aici niște căpăcele. Opa, să le deschid noi frumos așa. Pac! Avem un nimbus aici, se trag toate lucrurile astea și din două bare longitudinale se pun transversal și automat o să ai un suport de bicicletă foarte și foarte rapid. Adică nu trebuie să mai cumperi lucruri aftermarket, Dacia pur și simplu îți dă ocazia să accesorizezi joggerul tău cu astfel de bare. Sincer, aș pune lucrul ăsta, pentru că dacă ții o mașină așa mare, mă gândesc că poți să și dormi în ea. Aici în spate, mașina, din nou, frumușică. Seamănă puțin așa la spate cu un mic Volvo. Stopurile astea alungite pe lateral îmi dau puțin senzația de Volvo. La fel, aripa asta, umărul ăsta puțin umflat, la fel îmi aduce aminte de Volvo. Aici avem inscripția jogger cu autocolant. Chiar sunt curios peste câțiva ani dacă acest autocolant va rezista și nu va fi exfoliat. Oricum, mi-aduce aminte de vechea Dacia Papuc. Dacă vă aduceți aminte, Dacia Papuc, varianta pick-up sau 4x4, avea un autocolant ca să specifice ce fel de echipare e mașina. Ei, în 2023 ne întoarcem cumva la origini și Dacia ne aduce aminte, băi, hai să vă aduc aminte că am mai făcut noi tot treaba asta. Inscripția Dacia, la fel, aceeași idee. Dacă vedeți ce la Dacia treaba asta, faceți-o iluminată, fosforescentă, nu ca la BMW cu ghile iluminate, fosforescentă, ceva de buget. Aici avem un probagaj care, credeți-mă, are o gură de căcare foarte mare, dar dacă aș fi pus o dotare și pe care, nu știu, o caut la o mașină în momentul când vreau să o cumpăr, pentru că noi căutăm o mașină de filmare, aș vrea ca luneta asta să se deschidă ca, precum la modelele BMW sau ca la Smart sau ca la oricare alt model care are treaba asta cu luneta care se deschide. În schimb, dacă deschidem probagajul care nu este electric, nu este nici cum pur și simplu manual, niște pistonașe destul de puternice, adică simți că e o ușă grea aici. Vrei să cumperi o Dacia Duster? Ai grijă deoarece se dau țepe foarte mari chiar și la acest nivel. Hai să vă arăt o Dacia Duster care a avut o daună destul de mare și care se vinde pe site-urile din România după ce a fost reparată și nimeni nu-ți va spune că mașina aceasta a avut o daună destul de mare, cu părerea mea. Cam așa arată pozele cu acest Duster care a fost avariat destul de grav. A ajuns pe site-urile din România la vânzare și arată cam așa. Iar ultima mașină pe care o să vă arăt astăzi este un BMW seria 6 care a avut dubla șansă să aibă și kilometri dați înapoi și să aibă și niște accidente. A fost declarată fier vechi în America, apoi a avut o daună necunoscută. Mașina aceasta este campioană la daune deoarece are două daune cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei. Pentru a nu lua o țeapă, verificați-vă mașina din linkul din descriere cu o reducere de 20%. Ați auzit foarte bine, avem de astăzi o reducere de 20% pentru orice raport car vertical din linkul din descriere sau folosind codul merită. Vizionare plăcută! E mișto că în caz că dacă plouă afară, frate, adică ai umbrelă. Deci gândește puțin, stai frumos picnicul tău, pui o măsură de astea, se pune ploaia, ai acoperiș. Deci mi se pare foarte practică treaba asta. Nu e capitonat într-adevăr, adică avem capitonaj doar aici pe mijloc, dar sincer nu mă deranjează că totuși e un portbagaj, doar bagajele văd dacă e capitonat sau nu. Ca și echipări, avem aici cărticele la Dacia. Deci vă luați o mașină cu cărticele, sper să le citiți, să faceți treaba asta, că e destul de important să citiți cărticelele. Îmi place că e un material destul de frumos, adică plăcut la atingere. Kitul de siguranță cu truse, cu tot felul de chestii și acesta este imbusul de care vorbeam pentru acele bare longitudinale. Iar aici, cea mai calitativă chestie din toată mașina, avem o mică inserție de piele ecologică, nu știu exact ce e asta, care ascunde aici la interior, stai să nu le pierdem. Avem un kit de pană, cu un compresor, cu o soluție de pană, adică mașina nu are roată de rezervă. Mă, ce-i drept față de roata de rezervă e mult mai compact, adică clar, treaba asta nu se ocupe loc în portbagaj. Portbagaj care, în momentul în care ai 7 locuri, cam așa arată, adică îți mai intră un troller maxim aici. Dacă mergem jos, hai să vedem, Adi, cum arată mașina pe sub. Avem punte pe spate,
e destul de tratată, după părerea mea. Adică am mai filmat și un Duster și mi se părea puțin mai expus la toate lucrurile, la intemperii, să zic așa, la lucruri pe care poți să le agăți cu mașina. Aici nu văd cabluri care se atârne pe jos. La Duster, în schimb, erau destul de multe chestii care erau pe aici la vedere. Pe partea de siguranță, de confort, avem senzor de parcare pe spate. Aici nu e ca să fie vopsiți în culoarea caroseriei, deoarece avem o bară din plastic și senzorii sunt pe culoarea neagră. Poate ați văzut mulți dintre voi că nu avem evacuare în spate. Păi nu avem evacuare pentru că evacuarea la Dacia Jogger și la Logan ar trebui să fie pe undeva pe aici. Ia să vedem dacă găsim evacuarea la Jogger. A, uite-o aici. O vezi? Mulți săiteri ar putea spune, domne, intră gazele în mașină. Bă, eu am mers cu Loganul la 500 de km, n-a intrat niciun gaz în interior. Lângă faptul că mașina asta este Euro 6, adică ce gaze să mai intre în interior când ai o mașină Euro 6. Hai trebuie să vedem cum arată portbagajul și în momentul în care rabatăm cele 7 scaune sau al treilea rând de scaune. Avem aici un mecanism destul de simplu, poți să-l filmezi, Madi. E pur și simplu balama. Adică aici o balama cu un țâmburuș roșu. Tragi de el, s-a deblocat scaunul. A, mai e și o perdeluță aici care trebuie dată la o parte, trebuie să vedem. A, așa, am rabatat. Și aici mai avem încă un țâmburuș, pac. Ia stăm asta la o parte și s-a rabatat. Ideea e că nu se face o porțiune destul de plană, adică nu pot să spui că e perfect drept. Chiar sunt curios dacă scaunele astea au o funcție de a se scoate de aici. Nu cred că există treaba asta. Dacă există cadotare, lăsați voi în comentarii. Oricum, dacă nu există, eu aș pune-o. Și ca și confort, pasagerii din spate au doar două cup holdere acolo, unul în stânga, unul în dreapta. Mai văd acolo un loc de depozitare, dacă poți să filmez, Madi, în stânga. O lumină de veche, s-aș putea spune aici, care se aprinde. Și avem și o priză de 12 volți aici în spate. Centurile vin de aici, plus una de aici de sus din plafon. Păi știi că e destul de ok. O să facem și un mic test să vedem dacă putem să stăm pe locurile astea. Destul de rapid toată treaba asta, adică nu e nimic electric, totul e manual, dar merge destul de repede. Avem două mânere de unde putem să tragem portbagajul, dar eu o să trag de aici, că mașina e curată și nu... Păi, e ceva pe mașina asta. Ui, un panager. Aceea este cea clasică cu emblema nouă pe ea. Știu că există și varianta Keyless Go, Keyless Entry, unde primiți o cartelă. Aici nu avem varianta aceea. Hai să intrăm la volan, să vedem cum arată Loganul, Joggerul. Ce-mi place foarte mult e că sunt niște uși destul de mari, dar ele nu coboară până sub prag, adică nu îmbracă total pragul. Hai să intrăm să vedem cum e viața în Jogger, în Dacia. Băi, sincer să vă spun, m-am dat dintr-un Porsche 911 Turbo S. Într-un Porsche, îmi spune Maria acolo din spate. Turbo S, care într-adevăr la 300.000 de euro simți calitatea, aici la 17.500 de euro nu mai ai frate aceeași calitate. În schimb, două mașini total diferite. Avem inserția asta de material care sper eu ca în timp să nu se prăfuiască sau să se facă urâtă. În rest, plastic de sus până jos, deci ușa chiar e plasticată toată, adică e dintr-o bucată turnată, să zic așa. Dar din nou, am mers cu Loganul 500 de km, nu m-a deranjat deloc treaba asta. Un buzunar destul de mare, aici care tot la fel nu este capitonat. 4 geamuri electrice cu impuls doar pe șofer, blocatul geamurilor pentru copii. Avem oglinzi electrice, dar cred că nu sunt încălzite, dacă mi-aduc aminte. Știu că a fost la un moment dat un mic conflict sau o mică problemă la Dacia, pentru că ei au promis oglinzi încălzite, dar apoi n-au putut să le mai ofere. Și le-a dat un voucher proprietarilor de 200 de lei să cumpere alte lucruri. Deci nu știu dacă avem treaba asta aici. Mochetă mai moale așa, normal. Chedere, praguri, covorașe, și astea sunt dotare, sincer. Și aici putem să observăm exact ca la Duster, avem din nou acea vaselină care îmbracă balamalele să nu se audă zgomot, să scârție, nu știu ce nu ce-i pus acolo. Dacia e singura mașină la care am descoperit treaba asta. Altă mașină n-am descoperit, dacă știți voi alta, să-mi ziceți și mie în comentarii. Aici avem butonul de LPG, adică de gaz, după cum v-am spus, mașina are și gaz. Senzorii de parcare, reglajul farurilor, aici cred că avem ceva de depozitare. Nu știu dacă e ceva de depozitare, dar nu vreau să trag să rup mașina, pentru că e o mașină care are 5 km. Deci la 5 km să se urce MTB-ul în ea să rupă ceva, nu cred că e afacere pentru băieții la Broker Auto. Volanul în 4 spițe, îmi place că e cel din piele, cu pilotul automat aici pe stânga, funcțiile pentru computerul de bord și media aici pe dreapta, 3 pedale pentru că e varianta manuală în 6 trepte.
O cutie care, sincer, ce așa mai... mai dintr-o bucată, adică o fi și mașină nouă și intră puțin mai greu, dar am mers cu acel Logan la fel generație nouă, cu emblemă nouă și tot la fel. Mi s-a părut puțin așa, agață puțin la schimb, adică nu e o cutie care intră așa smut în viteză. Avem display-ul acesta pe care l-am avut și pe Logan, într-adevăr, își face treaba, ai Apple CarPlay, Android Auto, ai multe funcții, adică pur și simplu poți să faci treaba cu el foarte bine. USB-ul ăsta care e pus perfect aici, poți să încarci telefonul foarte simplu. Avem partea de climă manuală, știu că există și clima digitală, clima automată. Am avut-o exact la fel pe Loganul pe care l-am filmat, nu m-a deranjat deloc, bagă rece destul de tare, butonul de AC, dezaburire, recirculare, aici avem cald, rece, cum vreau să bage, aici avem cele 4 locuri unde poate să bage mașina aerul. Am avut o funcție să bage pe la, din față și pe la geam, nu avem funcția asta, eu aș pune dacă ar fi. Aici avem priza de 12V, cred că mai avem aici o dotare care vine cu ceva USB-uri, frâna de mână din plastic, nu din piele, în schimb avem aici puțină piele, două cup holdere. Ce n-am avut noi la Logan, cred că n-am avut magii de la Logan, am avut cotieră? Ce? Am avut cotieră la Logan? Mai tu ai. Ah, exact, am avut și pe Logan, cum a spune magii treaba asta. O cotieră individuală pe care doar eu pot țin mâna, ceea ce mi se pare destul de confortabilă. Scaune dintr-o tapiserie de textil, cred că se vor păsta super bine. Tetiera asta care din nou mi-aduce aminte puțin de Volvo, iar ceea ce văd eu, schimbat față de Logan, e mult mai ridicat plafonul, deci e un spațiu imens și poți să filmezi până în spate, te rog frumos, cum se vede toată treaba asta, deci pur și simplu zici că e un microbus până în spate. Scaunul șoferului este reglabil și pe înălțime, dar și pe față-spate plus pătarul, aici nu avem reglaj pentru înălțime, deci pasagerul nu poate să facă treaba asta, în schimb aici ceva mișto, băi, ai agățătoare, frate, deci poți să spui aici, pleci de la Lidl, și spui plasa la Lidl aici. Eu când plec cu orice mașină pe care o am eu, când vin la Lidl, nu știu ce treaba asta. Și tot timpul plasele se mișcă stânga-dreapta. Și hai să mergem și în spate să vedem exact cum stăm pe locurile din spate. Dacă intrăm în partea din spate, partea din mijloc, de fapt, că asta nu e în spate, în spate e mai puțin mai în spate, mai în probagaj. Închidem ușa și puteți să observăm că e destul de întuneric interior, deoarece avem geamuri tratate. Adică avem geamuri negre de fabrică, nu trebuie să mai pui tu folie după aceea, să te mai duci la băieți să-l pune și pe folie pe spate. Spațiu, frate, e mult. Deci de-aia vă spuneam eu vouă că dacă aș da banii ăștia pe mașină, pentru că e destul de mult spațiu. Scaunul din față e reglat puțin prea în spate pentru mine, adică puteam să mă duc mult mai în față și tot nu ajung aici la scaun. Avem buzunare de depozitare, avem o priză și pentru pasagerii din mijloc. Ce nu avem în schimb, nu avem o cotieră. Păi o cotieră parcă aș fi vrut. În schimb avem plafonieră și pentru pasagerii din mijloc, exact cum avem și în față. Iar aici avem prinderile ISOFIX. Poți să le filmezi, Madi, că sunt aici băgate. Știi că mine mă deranjează puțin când stau pe ele și centurile astea, că destul de mult ieșite. Aici avem prinderile ISOFIX pentru scaunele de copil. Hai să vedem totuși cum intrăm în spate, cred că acolo va fi destul de complicat, pentru că nu are un sistem foarte inteligent. Hai să vin eu în partea asta, așa frumos. Și să vă arăt vouă cum se trece în partea din spate. Avem aici un jnur, așa să zic, de care tragem. Asta e jnurul ăla magic. Și asta e partea nașpa, că în momentul în care vrei să te urci în spate, trebuie cumva să treci peste toate locurile astea. Dar trebuie să fac o chestie ca să pot să trec în spate. Am dat parasolarul de la probagaj jos, se dă jos pur și simplu printr-o mică împingere. Și acum momentul adevărului, cred că Madi trebuie să fie partea aia de acolo. Și acum încercăm să intrăm aici, v-am spus că e destul de complicată toată treaba asta aici în spate. Adică sunt niște locuri care... Dar nu-i cea mai bună chestie, să zic așa, unde poți să intri în spate. Dar în schimb, cred că voi avea loc. Fii atent aici. Hai să iau decât partea asta. O iau doar pe asta, așa, ca să poți să filmezi tu. Stai că am prins centura. Încă o chestie. N-are suport de centură, adică se poate prinde centura aici în prindere. Tetiera. Bă, vezi că nu-i loc. Nu-i rău aici. Deci nu-i rău. Deci mă simt ca și cum asta am probagaje, de adevăr, nu pot să spui că... Domne, stau bine. De departe mi se pare volanul acum de partea asta de portbagaj. După cum v-am spus, aici în spate cele două locuri au un loc de depozitare plus un cup holder. Aici nu mai avem lumină de veche. Bine, o avem doar pe asta aici din portbagaj. Nu e rău. Acum dacă vrei să te dai jos, din nou, același mecanism, tragi de ața asta de aici, frumos. Scaunul se rabatează și spor să nu-ți rupi mufa, când te dai jos, să zic așa. Da, trebuie să fii puțin balerină.
Și eu am făcut la viața mea mult balet. Bă, dar e mișto că sunt destul de apropiat de lucrurile astea și vezi când poți să le iei, poți lua. De fapt, nu poți să le iei pe amândouă. Și din nou am prins centura. Așa. Și aici, din nou, trebuie să vin acolo să pun centura asta pentru că se prinde fix aici. Hai să vedem cum arată și motorul. Să vă arătăm și vouă celebrul bestia de aici de sub capotă, celebrul 1009, cum e el, cu GPL. Aici avem, stai să vedem, deschiderea la capotă. Așa e, gata. Băi, și n-are nici asta pistonaș. Ești nebun la cap. Da, n-are nici asta pistonaș. Hai să o deschidem frumos, să punem aici bățul. Și acest motor care, multă lume spune că, domne, e submotorizat, că pe serpentine, pe Valea Oltului, pe dealul Negru, gâfâie. Băi, noi am mers cu el până la Brașov, ce de tot era pus pe un Logan și nu mi s-a părut deloc, nu știu, submotorizat. Băi, domne, care are 3 cilindri, că trepidează, că chiar mi s-a părut un motor decent. Adică dacă nu te grăbești, nu înțeleg pe băieții cu Logan care se grăbesc. Adică, fraților, aveți o mașină ieftină, de buget, care nu e cea mai sigură chestie din lume. Mergeți cu ea legal, mașina asta e făcută să mergeți legal cu ea într-un confort optim. Adică nu fâșie până la 90 la oră, nu are un consum mare până la 100 la oră și probabil e și sigură pe la viteza respectivă. Peste vitezele respective, Dumnezeu cu mila, exact. Consumul motorului este unul destul de mic, cred că consumă în jur de 5-6 maxim, dacă te dai și puțin la ea. În oraș probabil tot la fel, un 6-7 maxim. O ajută foarte mult și cutia, pentru că are niște trepte destul de scurte și ai un demaraj destul de rapid. Hai să închidem capota aici frumos, să-i punem bețișorul, să-i dăm și o mică notă acestui jogger, să închidem și ușa. Dacă ar fi să dau o notă acestei mașini, după părerea mea, pentru România și pentru un om care n-are pretenții foarte mari de la o mașină, adică vrea pur și simplu o mașină mare, încăpătoare, care să-și care cei 5 copii pe care i-are, mi se pare o mașină destul de faină și mi se pare un compromis bun față de un SUV. Într-adevăr, într-un SUV vei sta mai sus, vei fi mai sigur, vei avea, nu știu, un consum mai mare, totul mai mare și mai bun. În schimb, o mașină asta cu niște costuri minime, vei putea să ai o mașină nouă care poate să transporte multe lucruri într-o siguranță decentă. La data viitoare am fost Merit Fost Bani. Dacă ți-a plăcut această prezentare, dă-i un like și subscribe acestui canal. Dacă vrei să cumpărați mașina, nu uitați, băieții la Broker Auto, pe lângă mașini de alea scumpe și exclusiviste, băieții mai vând și mașini de pământeni, mașini normale, mașini pe care și le-a cumpărat orice român. Pe data viitoare, toate cele bune și cumpără-ți mașina care ți se potrivește. Pa, pa!